Colegi, că veți avea toată colaborarea noastră, chiar dacă, așa cum zicea domnul prefect, primim cât de des sarcini în plus, dar aș vrea să puteți, pentru că totuși sunt factor de răspundere aici, un aspect. Mie mi se pare că și în domeniul ăsta siguranței cetățenului ne îndreptăm într-o direcție greșită, în care și legislația și autoritatea instituțiilor care lucrează în acest sens, suferă, deoarece punem pe prim plan, așa cum punem la învățământ, elevul, punem infractorul pe prim plan. Eu personal am avut de executat cu acești domni muncă folosul comunității. Bineînțeles că n-au prestat și am dat ea corespondătoare judecătorului. Acel domn a fost în libertate, a mai spart cu securea stâlp de medie tensiune și a mai tras în al doilea stâlp. Și poliția nu poate identifica, că nu poate prinde, nu știu de ce. Am mai făcut și scandal, inclusiv în ziua de Paște, a fost în toată presa ce s-a întâmplat la St. Paul. Și iar nu poate și nu putem face nimic. Și avem hoți prinși cu camerele în care se vede hoțul, se vede tuba respectivă care e din cartier și circulă de nu știu când. Și nu îi putem prinde pe hoți, că nu le putem, că domnul procuror de cadru dă voie la percheziție, chiar dacă văd că obiectul furat e în curtea domnului infractor, și eu cred că ne îndreptăm spre o direcție foarte greșită din acest punct de vedere și cred că un semnal de alarmă ar trebui să-l tragem și cu toții să vedem ceea ce este de făcut. Dar cred că v-ați îndreptat privirea.